Salutare, frățiorilor! Vă pupă talebanul, bă, pot să vă rog și eu ceva frumos, am nevoie de voi. Dați cât mai mult share la acest clip, vă rog eu din tot sufletul meu, vă rog din tot sufletul meu. Am pierdut un prieten, nu reușesc să mai dau de el, fraților. Am luat-o la început, am luat-o în glumă, mă gândeam, bă, de sărbători, omul stă și el liniștit, stă și el acasă. Fraților, e a doua zi în care eu nu reușesc să dau de acest băiat și credeți-mă, e ceva foarte, foarte ciudat. Încep să-mi fac griji, foarte mari griji pentru el, fraților. Eu mă duc să-l caut, fraților. Dacă puteți să mă ajutați și pe mine cu un share, vă rog eu frumos, pe oriunde, fraților, pe oriunde, vă rog eu din toată inima mea. Vreau să folosesc YouTube-ul ăsta cu speranța că o să mă ajute cineva. Poate cineva îl cunoaște, poate cineva are telefonul închis de două zile, nu reușesc să vorbesc cu el, nu știu ce s-a întâmplat. Îl cheamă Bogdan pe băiatul ăsta. Problema e una alta, că nu prea mai e nici băiat. El e... Așteptați puțin. Oh! Scuza! Un attimo! Speak English? Yes? Sorry, I am Alex. Pierdutus. My friends, Bogdan. I don't know. Today go, and I don't know. No? Nine hair? Six? Yes, very old, old, my friends, yes. Thank you very much. Bye-bye. Nu știu coaie, nu știu ce să fac, bă, nu... Bă, Bogdane, bă! Bă, dacă vezi clipul ăsta, te rog eu frumos, bă, întoarce-te coaie. Ce dracu te-a luat, mă, nebunule? Coaie, ne lipsești! Coaie, ne lipsești la toți! Coaie, noi am glumit cu tine, crede-mă! Tu ești fratele nostru, chiar dacă ești mai bătrân ca noi. Te-am luat acolo lângă noi, frate, tu ești fratele nostru, ești nebun. Bă, frate, n-am vrut să te super pe noi, crede-ne. Mă duc, fraților, mă duc să-l mai caut, poate îl găsesc. Revin, vă rog eu frumos, dați un share puternic, vă rog din toată inima mea, nu v-am rugat niciodată nimic. Vă pup, mă duc să-l caut, fraților, mă duc, poate îl găsesc, nu știu, pe la Păcănele, nu știu unde o fi, frate, nu știu unde o fi băiatul ăsta. Stați aproape, băi, stați aproape aici, haideți. Mamă, fraților, bă, am sunat coaie la toate băncile, am sunat pe la toate barurile pe unde sunt Păcănele, am sunat la cazinouri, frate, am sunat și la curve, bă, am sunat și la curve, coaie. Bă, nu e internat pe niciunde, frate, nu e internat pe niciunde. Am sunat și pe Jilava, coaie, nici acolo n-a fost internat. Deci băiatul ăsta nu se simte rău, coaie, s-a întâmplat altceva cu el. Bă, frate, eu fac apel și la Paladin și la Dorin. Bă, ceriți-mă scuze la băiat, bă, coaie, că voi a zis că ăsta vorbește mult și prost. Bă, are și el o vârstă, mă, bă, fraților, înțelegeți și voi că băiatul ăsta are și el o vârstă. Și el nu-l mai duce memoria, el uită că vorbește, nu? Și de-aia vorbește în continuu, bă, fraților, că uită. A, mai vorbit, deci nu-și dă seama când vorbește mult, bă, fraților, că el are chestia asta, mă, bă. Vă rog eu frumos că sunteți băieți deștepți. Ajutați-mă și pe mine. Cereți-vă scuze lui băiatul ăsta, vă rog eu frumos. Vă rog eu din tot sufletul meu. Vă rog din tot sufletul meu, fiți și voi băieți de treabă, bă. Ajutați-mă, mă, și pe mine, vă rog eu. Fraților și surioarelor, deja s-a făcut întuneric, fraților, eu am început să-mi pierd speranța. Vă rog eu frumos, nu uitați, eu oricum nu o să mă las până nu o să-l găsesc pe Bogdan, vă spun de acum.
în seara asta, nu știu, să, nu știu dacă o să reușesc să fac live. Eu o să mă duc să-l caut pe Bogdan, fraților. Bogdane, îți las mesajul ăsta aici, Bogdane, dacă o să vezi acest vlog. Îți dau cuvântul meu de onoare că, frate, te las singurul moderator pe canal. Promit că o să fac decât StreamYard, frate. Frate, o să fii tot timpul cu mine acolo sus. O să pot să nu băga oamenii în seamă, oamenii răi. Te rog eu frumos, întoarce-te la noi. Ne e dor de tine, frățiorul. Tu ești fratele nostru, ți-am zis, chiar dacă ești mai bătrân și noi am glumit cu tine, frățiorul. Noi tot timpul am vrut să avem un frate mai mare care să ne dea sfaturi bune. Ești viața noastră, să mor eu, te rog din tot sufletul. Mi-a căzut și părul cu aia. Bă, cu aia mi-a căzut părul de la stres. Te rog eu frumos, de azi dimineață că te caut. Te rog eu frumos, haide, fi băiat. Nu, ne-ai pedepsit destul, ne-am învățat lecția și promitem. Vă rog eu frumos la toți acolo în chat. Vă rog eu frumos în chat, băgați și voi hashtag. Hashtag Bogdan, hashtag Bogdan fratele nostru, hashtag întoarce-te, tot ce vreți voi. Vă rog eu frumos, haide să-l încurajăm toți. Vă rog din tot sufletul. Vă mulțumesc tuturor, nu uitați să dați acolo distribuire puternică să ajungă acest mesaj la Bogdan. Poate se întoarce. Eu o să mai sun pe la cazinouri, pe la curve, pe aici și să văd dacă l-au internat cumva pe acolo, vă rog eu frumos. Băi, eu vreau tot binele din lume, uite, în momentul de față ce să spun, eu sper să fii la soacră ta. Și poate nu ai voie să folosești telefonul sau chestii de genul ăsta sau poate, nu știu, îmi fac foarte multe filme în cap. Încerc să-mi imaginez cam ce ar putea să fie. Sper că ești la pește, sper că ți s-a rupt. Nu știu, frate. Te rog frumos, dă-i un semn de viață. Diseară dau drumul pe stream. O să vin să te caut. Plec în România, frate. N-am ce să fac, mă duc să-l caut pe fratele Bogdan. E imposibil că el lipsește, frate. E imposibil, e ceva trebuie să se fi întâmplat. Vă pupă talebanul, aveți grijă de voi, frățiorii. Și vă rog eu frumos, încurajați-l pe Bogdan să iasă afară. Bogdane, ieși afară, frate. Bogdane, te rog eu frumos, Bogdane. Bogdane, suntem foarte mulți care te căutăm. Suntem foarte mulți care ne stresăm. Te rog eu frumos, dacă nu dau de tine, îți dau cuvântul de onoare că încep să sun și prin alte părți. O să sun la toate asociațiile de pescar să văd dacă te-au internat pe acolo. Nu știu. La cultivătorii ăștia care fac mere, pere, că am văzut că tu le vinzi în ultima perioadă, nu știu, frate, bă, e revelionul pentru toată lumea, te rog eu frumos. Sau, nu știu, coaie, bă, stați mă să sun și eu vreo fabrică, ceva, pe unde fac ăștia artificii, poate e pe acolo. Revin, frate, sun pe cineva să văd, hai, revin, vă pup. Nimic, fraților, pentru moment vă las. Trebuie să mă întorc la job. După ce o să termin jobul, o să mă duc în căutarea lui Bogdan. Vă promit. Sper că o să iasă înainte și așa o să putem să facem și noi ceea ce trebuie. Bogdane, nu uita. Hashtag Bogdan lângă noi. Hashtag StreamYard toată viața. Hashtag doar Bogdan moderator. Știi ce zic? Te pup, vă pup pe toți și nu uitați. Apăsați pe butonul ăla de share, frate, să ajungă mesajul ăsta la Bogdan. Hai să fim băieți mai buni în perioada sărbătorilor. Ajutați-mă că am nevoie de ajutorul vostru. Nu v-am cerut niciodată să apăsați pe butonul de like. Nu v-am cerut niciodată să vă abonați pe canalul ăsta. Nu v-am zis niciodată să apăsați pe dolarel. Nu v-am rugat cu nimic niciodată. Dar de data asta trebuie să vă rog și am nevoie de voi. Stați aproape.